Bună ziua! Am avut câteva cereri în comentarii ca să explic cum am amplasat eu casa după soare, ce instrumente am folosit și ce reprezintă acest lucru. Acum noi suntem în regiunea Nucari din orașul Ialoveni. De aici se vede o priveliște frumoasă asupra unei părți ai orașului și de aici eu cred că o să vă povestesc acest subiect. Putem vedea și în acest plan topografic orientarea aproximativă a casei. După cum vedeți, dacă vă dați bine seama, orientarea respectivă nu va fi chiar standard ca și toate casele prin prejur, ci va fi un pic înclinată față de soare. De ce am realizat eu acest lucru? Păi, în afară de cele 5 principii de casă pasivă, tâmplăriile, ventilația, evitarea punților termice, termoizolarea și etanșietatea, un factor foarte important care este inclus în toate calculele de casă pasivă este orientarea față de soare și coordonatele geografice. De ce este realizat acest lucru? Deoarece o casă pasivă, spre deosebire de una obișnuită, în afară de nivelul superior de confort și reducerea emisiilor de carbon, are ca scop principal reducerea facturilor, reducerea consumului de energie cu circa până la 90%. Iar acest lucru se face în dependență de scăderea pierderilor termice și calculul foarte amănunțit al aportelor de căldură, care, dacă lăsăm la o parte pierderile termice și toate, eu știu, calculele ce țin de pierderile termice, dacă ne orientăm doar la aporturile de căldură, acestea în calcularea unei case pasive se împart în trei categorii. În prima categorie se include aporturile interne de căldură, care țin de căldura degajată de instrumentele sau aparatele tehnicile din casă, frigider, hot, eu știu, mașina de spălat și așa mai departe, și chiar temperatura corpurilor umane și toate activitățile umane. În al doilea rând este aporturile pentru încălzire, care vin deja de la sursa de încălzire, care prepară agentul termic sau orice altă sursă de încălzire, poate fi și electrică și oricare alta, care nu trebuie să depășească, conform standardului german de case pasive, 15 kW pe metru pătrat pe area utilă. Și în a treilea rând sunt aporturile solare. Dacă aportul de încălzire al sistemului de încălzire în toate casele pasive nu trebuie să treacă de 15 kW pe metru pătrat așa mai departe, dacă aporturile interne de căldură la case sunt, nu pot spune aceleași, însă depinde foarte mult, desigur, de mărime, de ce utilaje, ce instalații s-au folosit, însă sunt practic aceleași, în general vorbind, deoarece toți avem un frigider, o hotă, o plită, un laptop, televizor și așa mai departe, etc., etc., păi ne rămâne să vedem cum calculăm noi aporturile de căldură. Ce ține de la soare? Aporturile solare de căldură sunt foarte importante la calcularea unei case pasive. Acestea, în principal, eu personal le divizez mai departe în două, spun așa, subiecte. Primul subiect este orientarea casei față de soare și al doilea subiect este tâmplăriile. În primul rând, informația care este legată de orientarea față de soare a peretelui sudic și implicit și a ferestrelor, deoarece dacă peretele este întors și fereastra este întorsă, adică împreună cu peretele, doar e montată în perete sau în interiorul pereților, pot spune următoarele. Acest lucru este foarte și foarte important, deoarece din calculele pe care eu le-am găsit în alte surse, din informațiile pe care eu le învăț, inclusiv în prezent, ce ține de proiectarea și calculul de bilanță energetică a unei case pasive, și din multe alte surse, am înțeles un lucru, că orientarea față de soare și implicit de sud, sudul geografic, trebuie să fie cu o deviație nu mai mare de 15 grade. Adică sunt cazuri când dumneavoastră, dacă amplasați peretele sudic și implicit toate ferestrele sudice față de sudul perfect geografic, este perfect. Deviația recomandabilă este până la 15 grade, cu toate că se poate ajunge și la 20-30 de grade, totul ține de calcule implicite de casă pasivă,
Însă dacă dumneavoastră vă proiectați acum sau singur, mă rog, treaba dumneavoastră, o casă pasivă, orientarea față de soare trebuie să fie cu o deviație nu mai mare de 15 grade. De asemenea, foarte important este ca să determinați sudul geografic, nu sudul magnetic, care este oarecum, să spun așa, plimbăreț, acela care îl măsurăm cu busola. Sudul geografic eu l-am măsurat personal și toamna când a fost în septembrie și în decembrie, solstițiu, echinocțiu, l-am măsurat fizic pe teren prin anumite metode, l-am suprapus cu datele pe care le oferă Google Earth și pot spune că poate probabil cu o deviație de maxim 2-3 grade, sudul geografic care pe noi ne interesează, cel care este oferit de Google Earth, este practic același ca și acela care ne interesează în realitate. Eu cred că este ușor pentru dumneavoastră să folosiți Google Earth. Intrați, în partea de jos este sudul, în partea de sus este nordul. Eu cred că asta e ceva firesc, e ceva normal. Nu cred că face aici să vă mai ofer un tutorial pe tema respectivă. În al doilea rând, foarte importante sunt întâmplările. De ce? Deoarece acei care au învățat bine la geografie știu că noi avem echinocțiu, solstițiu, vara ziua este mai mare, iarna ziua este mai mică, vara soarele are un unghi mai sus față de pământ, față de casă, iarna este mai mic și intră mai mult soare prin ferestre. Și eu cred că cine înțelege acest lucru realizează că în dependență de aceste fenomene care există în natură, putem înțelege că vara intră mai mult soare în casă decât iarna. Chiar și răsăritul și apusul sunt diferite, iarna față de vara. În acest sens, eu pot spune că în dependență de altitudine, locație, regiune și așa mai departe, printr-un metru pătrat, de exemplu, altfel, să spun altfel, soarele ne oferă căldură gratis, radiație gratis, care în principal este energia care noi o economisim, pe un metru pătrat care se ajunge chiar și la 0,5-0,7 kWh pe metru pătrat și uneori chiar în anumite cazuri până la 1 kW de căldură gratis. Eu cred că dumneavoastră deja înțelegeți că dacă noi amplasăm mai multe ferestre pe sud, unde insolația anuală este mai mare față de nord și est și vest, noi vom avea mai mult soare și implicit mai multă căldură gratis. Desigur, aici mai intră în ecuație și tipul tâmplăriilor, adică tipul ramei, a vitrajului, a sticlei, a baghetei, modul de montare, G-value, adică câtă radiație intră prin geamul ales de noi și așa mai departe. Însă, la general vorbind, dacă, de exemplu, aș face, eu știu, o comparație. Haideți să facem o comparație ca să mă înțelegeți. Ferestrele sunt practic locurile printre cele mai sensibile la o casă, deoarece pe metru pătrat de fereastră se pierde cea mai mare cantitate de căldură față de un perete izolat, fundație, pardosea și așa mai departe, prin ferestre. Acum, noi dacă proiectăm și alegem bine ferestrele și le amplasăm corect, anual când tragem linia și calculăm toate pierderile și căldurile care o obținem, deoarece o fereastră pierde căldura, dar și obține căldura, în dependență unde și cum este amplasată și ce mărime are. Păi, la o casă pasivă, când se trage linia, atunci noi obținem mai multă căldură anuală în casă decât se pierde prin acele ferestre. Noi facem toate calculele acestea în programa PHPP și nu numai, ce ține de calcul de bilanță energetică a unei case pasive, deoarece porturile solare sunt foarte importante. Și începem să vă spun un exemplu. Dacă luăm, de exemplu, două ferestre. O fereastră este de 2x2, adică 4 metri pătrat și este poziționată complet pe nord și aceeași fereastră o poziționăm complet pe sud. Eu am făcut pur exemplificativ un calcul în PHPP, cu toate că, iarăși, repet, totul depinde de chiar și orice mărunțâș la o fereastră, însă orientativ. Prin fereastra de nord, anual, dumneavoastră veți pierde mai multă căldură decât veți obține, undeva minus, o să fiți la minus 100 de kWh. Și, însă, aceeași fereastră, dacă o punem pe sud, anual noi câștigăm căldura fiind undeva pe plus 300. Însă, iarăși, aici calculele, repet, diferă foarte mult în dependență de fiecare fereastră, geam, baghetă, mod de montare și așa mai departe. Așa că, noi când alegem o tâmplărie,
noi trebuie să fim atenți la toate aceste elemente, despre care o să vorbesc într-un video viitor. Însă, ce ne interesează pe noi acum este că cele mai multe și cele mai mari ferestre noi trebuie să le amplasăm pe partea sudică, ca cele mai puține să fie pe est și vest, deja în dependență de necesar, și cele mai puține spre deloc pe partea de nord. Desigur, în dependență de confortul care îl obținem, iluminatul în casă, noi trebuie să înțelegem că prin întâmplării și prin poziționarea acestora, noi obținem un anumit raport de pierderi de căldură față de câștiguri de căldură. Iar la o casă pasivă toate acestea sunt calculate până la fiecare kilowatt și noi trebuie să fim cu un raport mai mare de căldură, adică prin toate ferestrele casei, când le însumăm, noi să câștigăm mai multă căldură decât să pierdem, deoarece acest subiect este unul foarte și foarte sensibil. Calculele exacte despre cum se formează umbrele și cum ele pot influența viitoarea insolație a casei la diferite momente în an se pot face exact doar în programe de calcul și de proiectare speciale. Însă, orientativ pentru dumneavoastră, de acasă, așa, ca să vă faceți o idee, deoarece așa am făcut și eu până să fac calcule exacte cu arhitectorul, am folosit două website-uri. În primul rând, suncalc.org. Aici este o hartă obișnuită unde găsiți locația dumneavoastră pe hartă, schimbați data și ora, puneți înălțimea unui obiect și vedeți cum și de unde răsare soarele și cum orientativ se mișcă umbra și soarele pe terenul dumneavoastră. Vă recomand să puneți datele echinocțiilor și solstițiilor ca să vedeți cum umbra respectivă vă poate sau nu influența și ca să înțelegeți de unde răsare și unde pune soarele față de casa dumneavoastră. Al doilea website, un pic mai interesant, este shadowcalculator.eu. Acest website, în afară de funcțiile care le are și calculatorul anterior, când alegi ziua și locația și vezi unde pune soarele, unde răsare și așa mai departe, aici poți să mai adaugi diferite obiecte, gen o casă de locuit, și vedea cum umbra acestei case va, spun așa, va merge pe terenul dumneavoastră. De exemplu, haideți să facem o modelare rapidă. Eu acum adaug 4 puncte cu acoperișul, adică cu înălțimea fiecărui punct, o oarecare înălțime și deja haideți să vedem cam cum ar merge umbra casei respective pe un anumit teren. Acum, analizând acest rezultat, eu pot să vă spun că acest calculator orientativ cam are dreptate, deoarece dacă ne uităm, uite la cum este aici umbra și cum este în această poză pe care eu am făcut-o la 28-29 decembrie, vedem că această umbră cam este pe acolo, plus minus, cu anumite variații, deoarece aceste variații țin și de înălțimea exactă pe care noi o punem a anumitor obiecte. Însă, iarăși, orientativ pentru dumneavoastră, eu cred că și acest instrument și anteriorul vă pot crea o idee mai aproape de realitate. Sper că tot așa și orientativ pentru dumneavoastră ca clienți veți face calculele respective și sau modelările respective în instrumentele pe care vi le-am prezentat. Și iarăși repet, sunt instrumente pentru un beneficiar, nu pentru un proiectant sau arhitector. Sunt așa, pentru dumneavoastră, oameni simpli, ca să puteți modela anumite situații și să înțelegeți dacă proiectantul dumneavoastră nu înțelege ceea ce se poate întâmpla destul de des. Cam unde să amplasați casa, cam cum să o întoarceți, dacă este cazul. După cum v-am zis, în cazul meu eu am întors-o doar 15 grade, nu full 30, deoarece amplasarea corectă era full 30 de grade față de soare, casa dacă era față de cota terenului. Eu am întors-o doar 15 grade, deoarece am lăsat și un pic de confort vizual și design de landscape al terenului. Mă rog, revenind la subiectul acestui video, dumneavoastră puteți încerca instrumentele care vi le-am prezentat, puteți reviziona încă o dată acest video dacă ați scăpat anumite momente.
Dacă v-a plăcut, eu știu, informația din acest video, puteți da un like, un share, să vadă și vecinul dacă s-a amplasat casa corect după soare, poate trebuia puțin mai în spate sau mai în dreapta, mai în stânga. Deja vedeți și dumneavoastră după situația care o aveți la terenul dumneavoastră și față de umbrele care sunt create de chiar și aceiași copaci, nu doar case sau blocuri, Doamne ferește, dacă locuiți chiar în preajma unui bloc. Deci, soluțiile oferite în acest video, eu sper să vă placă. Cam asta e tot, nu doresc să mă întind foarte mult. Vă spun la revedere și ne revedem cu alte videouri în viitor. Pa, pa!